Acum suntem la Patriarhia, da? Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Greacă. Asta e sala unde Patriarhul are astfel de întâlniri cu pelerini și le dă binecuvântări. Noi ne-am lipit dimineața de grupul lui Teodosie, dar ei vin cu autocarul de la așezământul românesc, ne-am luat-o pe jos. Și profit puțin de ocazie să fac o filmare de aici, de la Patriarhia Greacă. Film. Așa, și ăsta e un colț, un paraclis. Foarte frumos. Cred că Patriarhul nu va veni până nu o să vină Teodosie cu grupul, deși deja sunt vreo 3 grupuri. Chiar scaunele sunt ocupate. Foarte frumos aici. Super. Oamenii mai schimbă vorbă, care se cunosc, care nu se cunosc. Suntem foarte bucuroși să vă avem aici. Am înțeles că sunteți credincioși din România, din Georgia și din Bulgaria. Suntem pe de-o parte câștigați și noi și dumneavoastră, dar noi cei în locuri, ne suntem cu totul binecuvântați, pentru că în aceste vremuri există multe limitări ale circulației oamenilor și iată că suntem împreună. Ierusalimul este un loc minunat. Is the only city around the world which is recognized and applauded by all religions, by all countries, by all nations as the holy and sacred city. Ierusalimul este un loc minunat, ba mai mult de atât, este singurul loc din lume recunoscut ca un locaș sfânt în această privință. And this is due to the fact that Jerusalem is the embodiment of the sacred history. Și acest lucru se datorează faptului că Ierusalimul este leagănul istoriei sfinte. Și care este istoria sfântă? The sacred history is the history of salvation, is the history of the Bible, is the history of the divine ministry of the incarnation. Această istorie sfântă este istoria mântuirii, istoria Bibliei și istoria dumnezeiești în trupări. The sacred history is the one that started with patriarch Abraham and took shape and form from Mount Sinai with prophet Moses. Istoria sfântă este cea care a început cu patriarhul Abraham și apoi s-a conturat pe muntele Sinai cu Sfântul proroc Moise. And culminated here both in the Bethlehem,
Și a culminat aici, atât în Betlehem, în locul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. And here in Jerusalem, in the, with the crucifixion and the burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. Și aici în Ierusalim, cu răstignirea și învierea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. We have been blessed by the divine providence. Am fost binecuvântați de gloria divină. To have entrusted us with the guardianship and the service of the holy place. Am fost binecuvântați de Dumnezeu cu arhipăstorirea și chivernisirea acestui loc sfânt. There is no doubt that the whole creation is perfect and holy because this is the creation of God. Nu există nicio îndoială că zidirea lui Dumnezeu este sfântă și perfectă, deoarece este făcută de Dumnezeu. All over the world, and especially in Christian countries, there are holy places, there are holy cities. Peste tot în lume, dar mai cu precădere în țările creștine, există locuri sfinte, există orașe pline de sfințenie. But here the holy places are different from many other holy places around the world. Dar locurile sfinte de aici sunt cu totul aparte în comparație cu cele din lume. Because here the holy places are the undeniable and real history to the sake of history, to the history of salvation. Deoarece locurile de aici sunt o mărturie pentru prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume și mântuirea noastră și acest lucru este de neprevăzut. In other words, the holy places here are places that are related, connected with the events and the personalities of the Bible, both of the Old Testament and the New Testament, and most of them specifically are connected with events and persons of the New Testament, and more specifically with the first apostle. Aceste locuri sunt interconectate cu persoane atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, dar mai ales persoanele din Noul Testament, mai exact cu persoana Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. What has made Jerusalem to be a unique city and to be holy? Ce face din Ierusalim un oraș unic și sfânt? For the whole humanity is the fact that this part of the earth has a unique privilege. First of all, to have been blessed and sanctified by the redeeming God of our Lord Jesus Christ. În pace, acest loc este făcut sfânt și binecuvântat pentru că a fost ales și binecuvântat de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. And secondly, one has to bear in mind that it is in this part of the earth, in here, that the body of our Lord Jesus Christ was hosted in the bosom of this part of the earth. That is to say, he was buried here. Să purtați în mințile frăților voastre că în acest loc a fost așezat trupul Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A fost purtat în pântece, aici a fost îngropat Domnul. This is why the Holy Land is indeed Holy Land. Because this is a source, it's a spring of divine energy. De aceea acest loc este cu adevărat un loc sfânt, pentru că este un izvor de energie sfântă. Everybody who is coming here wonders what is the secret behind this very special. Toți cei care sosesc aici se întreabă care este taina, care este secretul din spatele acestui loc sfânt. What is the beauty of this? Care este frumusețea acestui loc minunat? It is not the building, it is not the narrow streets, it was the special character of the city. Nu sunt clădirile, nu sunt străzile înguste, nu sunt mașinile care se plimbă pe străzi. But it is the living blood, the living blood of the righteous one, that is to say, of our Lord Jesus Christ. Și este sângele viu și răscumpărător al celui viu, al Domnului nostru Iisus Hristos. When you go to the place of Golgotha, the place of crucifixion, când veți merge la Golgotha, la locul răstignirii, then you realize that the blood of our Lord Jesus Christ is not dry, but it is living.
atunci veți conștientiza că sângele Domnului nostru Iisus Hristos nu este uscat, nu este nelucrător, ci este viu și prezent în viața noastră. The same applies to when you visit the Holy Tomb. La fel, același lucru se aplică și atunci când veți intra în Sfântul Mormânt. The Holy Tomb of the Righteous One, Lord of Christ, is not an ordinary tomb. Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos nu este un mormânt obișnuit. It is a place of our freedom, it is a place of our hope, it is a place of our eternal life, it is the place of the resurrection of our Lord. Este locul nădejdii noastre, este locul binecuvântării noastre, este locul unde am fost răscumpărați de chiar de Domnul nostru Iisus Hristos. And we, as Orthodox, we take pride of the fact that we are the Church of the Resurrection. Și noi ortodoxi ne mândrim, ne lăudăm și ne mândrim în Hristos pentru faptul că suntem Biserica Învierii Domnului. Before that, as St. Paul says, if the resurrection of our Lord Jesus Christ has not taken place, then our faith is in vain. Și după cum spune Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos n-ar fi viat, zadar din ar fi credința noastră. Your presence here is a great blessing. Prezența dumneavoastră aici este o mare binecuvântare. Regardless of the motivation that each one has been here, each one has his own motivation to be here. It doesn't matter. That is important. Once you are here, you are all pilgrims. Este mai puțin important scopul pentru care fiecare dintre dumneavoastră sunteți aici. Important este că sunteți aici, în această prezență a dumneavoastră, locul acesta capătă mai multă putere. Take the chances of your presence here in order to understand and realize what is to be Orthodox, what is to be member of the Church, without the Church, what is to be member of the body of Christ. Să profitați de timpul pe care îl petreceți aici și să înțelegeți și mai bine ce înseamnă să fim ortodox, ce înseamnă să fim membru al Bisericii lui Hristos. It is here, in Jerusalem, in Rome, in Jerusalem, when we gather together, like this moment right now, that pilgrims from all the disciplines and culture right now, when we get together, we understand, we realize the word of St. Paul to say that Christ, the third Jew, the first Christian, the first Greek, the first Bulgarian, the first Romanian, the first Ukrainian, etc. All that we are one with Jesus Christ. Se întâmplă aici și doar aici, că atunci când toți suntem împreună, se împlinesc cuvintele profetice de Sfântul Apostol Pavel, care spune că nu mai este evreu, nu mai este elin, nu mai este bulgar, nu mai este român, nu mai este georgian, ci cu toții suntem una în Hristos. Take advantage to understand the role and the importance of religion. Încercați să înțelegeți rolul și importanța religiei în viața dumneavoastră. We are living in a world that there is a disorder, there is iniquity, there is apostasy, it is the world of globalization. Trăim într-o lume dezordonată, într-o lume a apostasiei, într-o lume a globalizării care a slăbit valorile umane. And the ultimate purpose of globalization is how to throw religion to the dust. Și principala motivație, principala căutare a globalizării este cum să arunce credința în necunoscut. And the real problem of globalization is the Orthodox Church. Și adevărata problemă, adevăratul dușman al globalizării este Biserica Ortodoxă. Why am I saying this? De ce vă spun acest lucru? The Orthodox Church is the obstacle to the implementation of the plans of the rulers of this world. Vă spun acest lucru pentru că Biserica Ortodoxă este obstacolul din calea implementării planului conducătorilor acestei lumi. St. Paul, 2000 years ago, even more, he said that our fight, our struggle, is not over against blood and flesh, but it is over against the principalities, the powers, the rulers of the darkness of
Sfântul Apostol Pavel spune acum 2000 de ani că lupta noastră nu este împotriva trupului, a cărnii, a sângelui, ci împotriva începătorilor, stăpâniilor acestui viață. And King David says that do not have trust to the rulers, the governors. Și Sfântul Paul David spune să nu vă încredeți în conducătorii acestei lumi. Because of those governments and the rulers, they are sons of humans. Deoarece toate aceste conduceri sunt formate din fii ai oamenilor. And therefore they are subject to corruption and death. Prin urmare, sunt pasibil corupției și morții. This means the universal grace and mean and through them. Adică de la ei și prin ei nu poate să vină mântuire. And this is what is happening today. Și asta se întâmplă în zilele noastre, chiar astăzi. You have to know one thing. Trebuie să cunoașteți un lucru. The ultimate purpose of globalization is how to destroy and vanish any kind of identity. Principalul scop al globalizării este cum să distrugă și să desfințeze orice fel de identitate. Whether we talk about religious identity, cultural identity, ethnic identity, even linguistic identity, and above all, biological identity. Fie că vorbim de identitate religioasă, culturală, etnică, sau orice fel de identitate, dar mai mult cu identitate a logicii. There is no need to enter into details concerning the biological identity. Nu este nici să avem niciun rost ca să intrăm în logica unei identități biologice. And again, the ultimate purpose of globalization is how to revive the Roman paganism, the Roman idolatry, and how to reinduct, to bring back and restore the Roman emperor that will be forced by law to venerate and worship him as God. Și încă o dată, principalul scop al globalizării este cum să aducă politeismul roman și cum să aducă din nou să așeze la stăpânire în împăratul roman pe care prin lege vom fi nevoiți să-l cinstim. Este vorba despre apoteoza imperială. Look at our own governments, especially those that they want to join the European Union. All of them have worshiping the golden calf. Uitați-vă, they think that the money they will get salvation. Uitați-vă puțin la guvernele noastre, mai ales la cele care divinizează și se schimbă în jurul celor din Uniunea Europeană, că toți au ajuns să slujească vițelul de avut, crezând că în cele materiale există și salvare. Those centers, those powers that they promote their own Bible, their own virus globalization, acele puteri și propovăduiesc propriilor bani. And this God is money and nothing else. They worship God. And they think with money they can solve all the problems of the humanity. When it comes to what is happening, all sorts of disasters, they use them very natural disaster and they stop talking. Aceste guverne venerează un singur lucru, Dumnezeul banilor, crezând că aceasta este puterea adevărată și rezolvarea problemelor, dar nu este așa. Și când întâmpină dezastre naturale, cred că poți să rezolve cu bani. I don't want to give you any lecture about this, but what I want to if you want to protect your families, to protect your children, to protect your cultural identity, the only institution that can do that is the church and only the church. Fără să timpesc un discurs coloresc, doresc totuși să vă spun că dacă doriți să vă protejați familia, valorile, singura care poate proteja este biserica. So please don't identify the church with clergymen, clerks, bishops, and the nuns and monks. Așa că vă rog, nu identificați biserica cu clericii. Episcopul, biserica este o altă realitate. The reality is that the church is the body of Christ and Christ himself is the head of his own church. Realitatea bisericii este trupul lui Hristos și Hristos însuși este capul bisericii. Look what is going on in the Catholic Church, in the Protestant Church. They don't believe in nothing. And this is why the churches are always disappearing. And the only thing they do, they have turned the churches into charities organizations.
Uitați-vă acest lucru. They don't believe anymore in salvation. They care about numbers. Uitați-vă. Anything else. That they are part and parcel of this globalization they promote because they work together with those people power. Uitați-vă ce se întâmplă cu Biserica Catolică, cu Biserica Protestantă. Nu mai cred în nimic și de aceea le-a slăbit lucrarea și au transformat locașele de cult în organizații caritabile și au ajuns să lucreze cu organizații care nu slujesc Dumnezeu. Again, if you want to protect ourselves, to protect our freedom and our integrity, there is only one institution, there is only one way, and this is the institution, the church, and the way of our Lord Jesus Christ, who says, I am the light, I am the truth. You welcome and God bless you. Încă o dată, dacă doriți să vă protejați pe dumneavoastră și libertatea dumneavoastră, să știți că este o singură instituție, anume Biserica Ortodoxă, și să călătoriți cu ea și cu Hristos, care este calea, adevărul și viața. Și prea fericitul ne-a binecuvântat pe toți. Am venit din nou cu bucurie, aici este creștinătății ortodoxe. I have come here with gladness because here is the center of Christianity. Suntem fericiți să primim binecuvântarea Părintului care binecuvântează ortodoxia de la centrul zero al spiritualității, Sfântul Mormânt, unde Domnul a fost pus și de unde a înviat. We are glad to be with your eminence for the spiritual father of Christianity and of Orthodoxy. From here we have the holy tomb where Jesus Christ was buried and from where he was resurrected. Suntem fericiți că Ortodoxia trăinuie neșirvită și fiecare azi invocați Lumina Sfântă și ne-o trimiteți în toate ținuturile ortodoxe și este recunoscută și de ceilalți, dar nu se cumete să vină Ortodoxia însemnează și jertfă. We are glad that you are here and that you pray every year and you receive the Holy Light and you send it to us and even other people from other confessions recognize this but it's not there to come to Orthodoxy because Orthodoxy means to live Christ, to live a life of suffering with our Lord Jesus Christ. Vă mulțumim că sunteți atât de preați în credință și îndemnați la credință. Credința este călăuza noastră. Fără credință n-am avea nicio valoare. Credința ne aduce pe Hristos cel înviat și credința ne dă siguranța nu numai zilei de mâine, siguranța vieții de aici pe care o trăim. În Hristos ne dă siguranța vieții celei veșnice. We thank you for your strong faith and for sending us your courage. And as you are here, we believe that we can walk together and Christ give us the hope and He gives us the strength to go forward for eternal life. În România sunteți foarte cunoscut la fericirea voastră și foarte iubit. You are well known and loved in Romania. De aceea și noi am venit cu niște ofrande să vă oferim ca semn al dragostei, prețuirii și legăturii noastre cu Sfântul Mormânt. This is what fericirea voastră. This is why we brought part of our love for your eminence to be in contact with Christ and with this holy place. Un veșmânt lucrat la noi în România. A set of holy vestments done in Romania. Pentru că fericirea voastră. For your eminence. Și altele care să vă fie auxiliare semne ale petrecerii noastre. Another gift to remember you that of us when you are here. Să vă mulțumim că țineți lumina credinței aprinse, să țineți cât mai mult, să vă dea Dumnezeu azi cu sănătate și rășuc, cu lumina lui Hristos în această credință vie și mărturisitoare. And we thank you for keeping fresh our faith in the light of Jesus Christ in the church, and may the good Lord shower His blessings upon you and keep you for many more years
the same strong and the sacred work for the Holy Church.